cu vânzarea de abonamente pentru sezonul viitor mulțumiți? Se poate și mai bine. Băieții de la ticketing lucrează foarte bine. Sunt extraordinari, muncesc non-stop din acest punct de vedere și sper să atingem măcar nivelul sezonului trecut. Da, știu, a fost un sezon ratat, mai ales pe final. Dezamăgirea a fost cruntă. Locul 6 este egal cu... Un eșec, practic, nu? Nu un eșec, e mai mult decât un eșec. Înțeleg supărarea și frustrarea fanilor noștri. Eu sper să vină către echipă și să susțină echipa, pentru că, da, a fost o vară agitată cu multe schimbări și avem nevoie de susținerea lor. Sunt foarte importanți pentru noi. Eu știu că, și aici mai dau și eu din casă, așa că mai aud, fiind rapidist, știu că ai avut o discuție la un moment dat cu liderul suporterilor, cu Bocciu, și vreau să te întreb dacă te-a surprins sau te-a, nu știu, te-a dat un pic peste cap ca președinte al echipei să auzi, să vezi că liderul suporterilor rapidiști să retrage practic de la conducerea galeriei. Adică a fost și pentru tine un șoc anunțul renunțării lui Bocciu? Da și nu, am avut o discuție cu el, nu mi-a spus acest lucru. Bun, este și el într-un moment dificil, mai complicat. Cu o restricție pe stadioane, exact. Da. Plus că suferă foarte mult din acest punct de vedere. Eu îl înțeleg perfect. E un om sufletist, un om care a reușit să strângă la un loc toate brigăzile, să fie la timona cele mai frumoase galerii din România, să pună mult suflet, multă pasiune, să facă mult sacrificiu. Mm-hmm. Și poate și lui i s-a luat puțin după ceea ce s-a întâmplat sezonul precedent cu toate cele probleme. Poate din acest punct de vedere a făcut un pas înapoi. Sper până la urmă să găsească echilibrul necesar și ei și să-și aleagă un lider, pentru că avem nevoie de galerie. Avem nevoie de fani, avem nevoie de galerie, avem nevoie de toată lumea, avem nevoie de unitate. Eu am mai spus-o, nimeni nu trebuie să fie mai presus decât emblema clubului, decât Rapid. Toți suntem sub... Pentru binele clubului. Sub club. Clubul e aici și noi suntem aici. Că e galerie, că sunt suporteri, că e moldovan, că e nu știu care. Nu. Noi suntem sub club. Interesul clubului primează întotdeauna. Nu interesul personal. Dacă vrem să realizăm ceva și vrem să facem ceva, dacă suntem dezbinați, dușmanii de-abia așteaptă acest lucru. Noi nu trebuie să fim dezbinați. Trebuie să fim un tot unitar și să tragem toți în aceeași direcție. Cu bune, cu rele, cu probleme, cu dificultăți, cu bucurii, trebuie să fim împreună. Tu ești un om al dialogului și un om echilibrat. Când se va rezolva problema cu liderul de galerie, vor face alegeri, sunt 12 brigăzi, vei avea o discuție cu reprezentantul suporterilor? Dacă vor ei să facă o discuție cu mine, cu mare drag, sunt disponibil, nu am nicio problemă. Eu știu ce înseamnă să-ți dedici o viață pentru un club și să trăiești pentru un club, să ai atâta pasiune. Deci, disponibilitatea... Ușa există. Deschisă la președintele moldovan. Da, nu-mi place clișeul ăsta. Da. Dar stă bine cu haina de președinte. Nu-mi place clișeul cu ușa deschisă, dar... Da. Da, okay. E disponibil la o discuție oricând cu suporterii. Da.